despre muzică. Cum să descărcăm muzică fără internet, da? Nu mai trebuie internetul în momentul în care descărcăm muzică. Scriem pe Google Play, da? Deschideți Google Play-ul în momentul în care aveți internetul deschis. Căutăm aplicații, scriem aici, descărcare muzică fără internet. Și ne dă o grămadă de aplicații, sugestii aici. Eu am descărcat muzică gratis, MP3 player, cea cu albastru, 20-20. Are un M și un lite. Dăm pe ea, da? Am descărcat-o deja. Și o deschidem să vedem ce-i poate pielea. Dăm pe Started. Setting. Afișare. Permite afișare peste alte aplicații. Da, își cere în cazul în care nu ai setat așa ceva. Acum o deschidem din nou. Ai grele, da? Și avem aici o grămadă muzică. Ia uite, top 50 săptămânal, cel mai nou hit. Top 50 săptămânal, iară de nou. Grammy și așa mai departe. Pe Discovery aici. Dacă dăm pe playlist, jos în stânga. Hai măi. Ia uite, la început te învață ce trebuie să faci. Dăm pe permiteți. Dacă vrem să instalăm și așa mai departe. Nu instalezi nimic. Vrei să adaugi YouTube playlist? Ok, history și așa mai departe. For you, ia să vedem. Pentru mine. Bun. Selena Gomez. Ei, ia să-l vedem pe primul din stânga. Hai mă, pisica mătii. Bum, 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 al doilea. Dăm pe bum, bum, bum. Aici, în partea dreaptă, pe cele trei punctulețe, adăugați song la Notar Playlist, ok. În cazul în care îți place, le adaugi și le asculti tu, când dorești. Acesta, iară, bun pe YouTube. Dăm aici, dacă vrei, păsteluță și-l adaugi la favorite, da? Dăm din nou pe... Ia să vedem. E și HD, e ok. Poți să-l faci pe tot ecranul. E nemaipomenit. Dăm înapoi ca să facem pe ecranul mic, să vedem ce îi mai poate pielea. Dăm pe plus aici. Uite, adăugați la playlist. E nemaipomenit. Dăm pe more să vedem. Load in Facebook, remove, și așa mai departe. Ai o grămadă aici. Tot la treabă vă doresc.